ce ai venit azi în pălărie? Nu se asortează cu hainele tale. Știu că nu se asortează, dar am de gând să dorm la lecție. Și care e ideea? O să-mi acoper așa ochii și o să dorm în prima bancă. Wow! Cum de nu mi-a dat în gând și mie? Sofia, tu dormi la această lecție, dar la următoare am dat mie pălărie. Dar mie la treia lecție. Sofia, tu de ce stai cu pălăria pe cap la lecție? Doamna profesoară, îmi îngheață urechile. Sofia, nu se permite să stai cu pălărie la ore. Bine, doamna profesoară. Nu am mers această metodă. De mișcare. Mers, târât, venit aici. Mișcare, sărituri, aruncare. Auziți? Auziți cu toții? Am o idee. Ce ziceți ca fiecare dintre noi să inventeze niște metode cum să dormim la lecții? Dar abonații să ne scrie nouă în comentarii a cui metodă a fost cea mai reușită. Da, eu sunt de acord. Și eu. Eu tot! Ideea mea este foarte simplă. Eu o să port acești ochelari de soare care îmi vor ascunde ochii și profa nu va vedea atunci când dorm. Ina, cine ți-a permis să stai la lecție cu ochelari? Păi, care e problema? Sofia tot poartă ochelari. Păi da, dar la Sofia sunt de vedere. Am avut o intervenție la ochi și nu suport lumina zilei. Bine, bine, am înțeles. Atunci stai așa. Ce idee minunată! Păi eu am altă idee. La următoare lecție o să vă arăt. Elev, lecția a luat sfârșit. Eu vă zic la revedere. Zile, lecția s-a terminat. Ideea mea este, eu sunt micuță și trebuie să mă ascund cu cineva mare. Deci, trebuie să te muți în altă bancă. Și cel mai mare dintre noi toți ești tu. Corect, Alexandru se așează pe locul meu, dar eu după el. Ce idee, o să dorm toată lecția. Bine, atunci ne schimbăm. Ea norocoasă, acum și începe lecția de fizică și ea doarme. Bună ziua, elevi! Astăzi repetăm fenomenele fizice. Cine vrea să le numească? Dar tu cunoști fenomenele fizice? Care sunt? Dar Sara azi lipsește? Nu, bă! Trisiește-te! Ce s-a întâmplat? Sara, trece în prima bancă. Nu te vezi după Alexandru. Metoda mea a eșuat. Știți care este cea mai bună și cea mai simplă idee? Să zici că tare te doare burta. Mișcarea. Ce fel de fenomen este? Profesor, mă doare burta. În așa caz, mergi acasă. Înregistrăm vocea mea pe telefon și când profa va da întrebări, voi răspundeți în locul meu. Genial! Cum de nu mi-a venit și mie în cap așa idee? Bine, hai! Bună ziua, elevi! Toți s-au pregătit pentru lecția de azi? Bună ziua, da! Alexandru, nu am auzit. Ești pregătit? Da. Ce da? Numește continentele pe care le cunoști. Vizit
ce am dreptate, Alexandru? Am învățat. Păi, atunci numește dacă ai învățat. Cunosc tot materialul. Alexandru, repetă, te rog, întrebarea care ți-am pus-o. Numește continentele. Eurasia. Tu ce faci? Dormi la lecții? Eu ieși afară din clasă. Nu a fost cea mai bună idee. Schimb, poate să doarmă pe coridor. Eu o să procedez în felul următor. O să deschid cartea așa. O să mă ascund în spatele ei și proful o să creadă că eu citesc. Ați repetat tema, elevi? Sofia, dar tu ce faci? Te pregătești de educația muzicală la ora de geografie? Uitați-vă la ea! Ea nici măcar nu mă aude. Eu am zis că ea citește, dar ea doarme aici ascunsă după carte. Trezirea, domnișoară, ia ieși din clasă. Au venit toți să doarmă la lecții. Am rămas singură la geografie. Acuș o să mă întrebe numai pe mine. Trebuie fuga ceva să inventez. Doamnă profesoară, ce s-a mai întâmplat? Și tu vrei să dormi? Doamnă profesoară, mă doare capul. De obicei, această metodă funcționează. Acuș mă trimite la sora medicală și acolo o să dorm. Mergi chiar acum la sora medicală și vezi ce ai pățit. Da, mai bine merg. Intrați! Luați loc! Ce-ați pățit? Brusc, din senin, a început să mă doară capul. Am mulți pacienți din ăștia. O să măsurăm temperatura. Poftim! Dați să vedem ce aveți acolo. Temperatura este în regulă. Da? Dar capul nu mă lasă. Ce e acolo, doctore? Ceva rău? Nu, tensiunea tot este în regulă. Păi, atunci, de ce mă doare capul? Posibil de la supraoboseală. În așa caz, din câte înțeleg, ar fi recomandat somnul? Somnul e bine, dar ca să treacă mai repede, culcați-vă și vă pun o injecție. Injecție? Dar poate mai bine o pastilă sub limbă, poate-mi trece. Dacă vă pun injecție, o să vă treacă mult mai repede. Haideți totuși să încercăm cu o pastilă. Bine, vă dau pastila și culcați-vă. Încercați să vă odihniți. Vedeți, am zis că această metodă e reușită. O să fiți atenți că puteți primi și o injecție. Și acum pot să dorm. Cum vi s-au părut metodele noastre de a dormi la ore? Scrieți în comentarii care metodă, după părerea voastră, este cea mai reușită. Sfatul medicului este să vă culcați la timp. Doar așa nu o să vă fie somn la ore. La lecții trebuie să fiți ochi și urechi. Dați like și abonați-vă! Și scrieți în comentarii dacă măcar o dată ați dormit la ore. Salutare la toți, mă numesc Sofia, pentru cei care nu mă cunosc și alături de mine este Alexandru, colegul meu. Din câte ați înțeles, suntem la școală. De ce? Deoarece video de azi se numește O zi la școală challenge. Astăzi
să facem lecții, teme și multe altele. Apropo, în curând e Crăciunul și cel mai bun cadou pentru mine e să vă abonați și să dați like. Apăsați pe butonul roșu, nu vă costă nimic, e gratis. Bună dimineața, elevi! Văd că aveți dispoziție bună. Dați fuga, agendele! Ce-am făcut? Tu, Alexandru, nu știi că trebuie să porți uniforma la școală? Dar tu, Sofia, nu știi că trebuie să vii cu părul prins? Dar dumneavoastră, de ce nu vă prindeți părul? Ce stați? Sunetul, pentru cine e? Sunetul e pentru profesori. Văd că sunteți îndrăzneți. O să văd eu cum o să răspundeți. De ce o enervezi? Prima lecție, matematica. Care disciplina ta preferată? Educația fizică, doar a ta? Engleza. Dar care disciplina ta preferată? Scrie chiar acum în comentarii. De ce? Pentru ce? Pentru multe discuții. Chiar acum ridicați-vă în picioare. Acum puteți lua loc. Prima lecție, după cum am zis, matematica. O să rezolvăm probleme. Voi puteți răspunde de pe loc. Important e să ridicați mâna și să răspundeți corect. Pot să nu răspund, mă doare în gât. Ești bolnav? Da. Și șmecher. Am crezut că o să meargă. Prima problemă. Sofia nu e mai înaltă decât Alexandru. Alexandru nu e mai înalt decât Sofia. Cine este cel mai înalt? Este egal. În primul rând, am zis să ridicați mâinile. Bine, Alexandru, am înțeles ce ai vrut să zici. Nu egal, dar ambii sunt de aceeași statură. Următoarea problemă. Fiți atenți! Mama Sofiei are 3 copii, pe nume Nicolas, Sara. Cum îl cheamă pe cel de-al 3-lea copil? Sofia. N-am înțeles. Noi ce, facem apelul? Ba nu, copilul îl cheamă Sofia. Corect. Următoarea problemă. Canalul Sofia și Sara Family au 340.000 de abonați. Zilnic se abonează câte 300 de prieteni adevărați. Peste cât timp canalul Sofia și Sara Family vor acumula 350.000 de abonați? Eu știu! De Crăciun! Voi sunteți de acord? Scrieți în comentarii. Dacă voi o să mă ajutați și o să vă abonați chiar acum, atunci de Crăciun sigur vom fi 350.000. Haideți să încercăm. Bine, v-ați descurcat. Acum să vă pun notele în agenda. Sigur, cine să completeze? Eu? Sunetul. Când mă întorc, tabla să fie ștearsă. Ce v-am dat la limba română? Bine, o să vă reamintesc. Fiecare dintre voi a avut de memorat câte o poezie. Vă dau 5 minute ca voi să repetați, apoi fiecare va ieși în fața clasei și o să recite. Alexandru, tu vei fi primul. Ce? Ai învățat? Nu, am uitat. Și eu. Avem 5 minute pentru a învăța. Sunteți gata? Încă un minut. Alexandru, poftim, ieși în fața clasei. Astăzi o întreba bunica, pe nepoată ei, Florica, ce ai visat azi noapte în vis?
Dezimbeai de nedescris. Da, bravo, Alexandru, dar tu ce ai visat azi noapte de a învățat așa de bine poezia? Eu am învățat-o. Eu văd. Și cine este autorul acestei poezii? Un poet. Da, un poet. Și cred că român. Cred că român? Bine, Alexandru, treci la loc. Să-ți pun eu nota. Sofia, sper că tu mai bine te-ai pregătit. Albastră este zarea, cântă privighetoarea, apar un curcubeu peste orașul meu. Zboară din floare în floare, fluturi cu aripi ușoare și vor zbura mereu peste orașul meu. Copii în goană mare, aleargă pe trotuare, mă joc și eu cu ei, că sunt orașul meu, orașul Chișinău. Mm-hmm. Bine, și cine este autorul acestei poezii? Ianoș Țurcanuș. De Ianoș Țurcanu am auzit, dar de Ianoș Țurcanuș nu am auzit. Ești sigură? A, da, Ianoș Țurcanu. Treci la loc. Bine, Ianoș Țurcanuș. Am pregătit pentru voi câte 5 cuvinte pe care trebuie să le împărțiți pe silabe. Primul va ieși la tablă, Alexandru. Primul cuvânt, mama. Următorul cuvânt, carte. Bibliotecă. Cunoștințe, Alexandru, cunoștințe. Alexandru împarte cuvintele pe silabe este de a agrupa câte două litere. Și nu contează, e corect sau nu. Bine, corect. Carte. Bible. Bibliotecă. Bibliotecă. Cunoștințe. Profesor. Ce notă a meritat Alexandru? Scrieți în comentarii. Sofia, ești gata? Primul cuvânt este școală. Următorul cuvânt este poezie. Caiet. A
agendă. Glob. Bine, Sofia. Tu ai comis o singură greșeală. Și eu zic abonații să fie cei care o să corecteze greșeala ta. Eu îți pun notă, dar ei urmează să scrie răspunsul corect în comentarii. Elevi, următoarea lecție, după cum știți, este muzica. Și cine vrea să ne zică ce avem noi aici pe tablă? Alexandru, după ochi, se vede că știe tot. Bine, Sofia, răspunde. Este cheia sol. Corect. Alexandru, poți să ne zici câte note muzicale sunt? 7. Corect. De ce așa ne-ai încrezut? Poți să le numești? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Păi câte sunt? Am auzit doar do, re, mi, fa, sol și si. Ce caută fa, sol printre notele muzicale? Fa, sol, la. Păi așa și trebuia să zici. Acum, cine vrea să iasă la tablă și să ne deseneze nota do? Sofia, poftim. Bravo, Alexandru, dar tu ieși și desenează-ne nota re. E corect, Alexandru, dar nu de re acesta am zis. Important că e corect. Nu am zis să treci la loc, Alexandru. Bine, Sofia. Treci tu la tablă și desenează nota re. Bravo! Mă uimiți! La muzică văd că vă pricepeți mult mai bine decât la matematică și la română. Să vă pun notele. Ce ați avut de adus pentru azi la educația tehnologică? Foaie și foarfecă. Dar eu foarfecă am uitat. Dar capul, nu ai uitat, Alexandru. Bine, te ajut eu. Se apropie sărbătorile de Crăciun. Astăzi, după program, trebuie să faceți câte un fulg de zăpadă. Ușor, cât e să tai aici niște găuriele? Eu tot știu cum se face. Se îndoaie foaia de mai multe ori. Și apoi așa. Acum tăiem partea aceasta. Tăiem mijlocul. Acum, haideți să vă apreciez lucrările. Fulgul lui Alexandru. Cred că, Alexandru, știi ce notă ai meritat. Și fulgul Sofiei. Las ca voi, abonații, să apreciați și să-i puneți notă Sofiei pentru acest fulgușor. Poftim agendele. Eu la matematică am 9, dar tu? Eu 7. Dar la limba română am 2/2. Dar eu la limba română am 9/9. Dar eu la muzică am 9. Dar eu 10. Dar la educație tehnologică 2.
Dacă v-a plăcut acest challenge și vreți să-l continuăm, atunci dați like! Pa! Salutare la toți! Cu voi este Sofia și colegul meu, Alexandru! Am observat că ați fost foarte activi în comentarii și ați îndeplinit toate temele din video anterior. De aceea, profa noastră a hotărât să petrecem încă o zi la școală. Ce? Încă o zi? Apropo, nu ați fost predarnici în video anterior. Mulți mi-au pus nota 2. Nu te mai plânge! În schimb, abonaților le-a plăcut provocarea. Și azi, cu siguranță, vom acumula multe like-uri. Pentru multe like-uri, fie 5.000, sunt gata să petrec o zi la școală. Suntem gata și 10 zile să petrecem la școală, doar să ne dați multe like-uri. Care e prima lecție? Stai să văd. Aș vrea educația fizică. Prima lecție, limba română. Felicitări. Clar. Bună ziua, elevi. Eu sunt profesoara voastră nouă. Bună ziua. Agendele pe masă. De ce? Am auzit multe despre voi. Eu am fost numită profesorul anului și nu am de gând să fiu lipsită de acest titlu datorită vouă. Telefoanele pe masă! E foarte severă. Vorbiți mai tare! Nu vă temeți! Noi nu ne temem. Avem limba română. Caietele pe masă. Limba română plictisitor. Acum vom face aritmetică. Ce? Aritmetică la limba română? Abonații voștri, dacă știu a da note, tot vor avea temă pentru acasă. Fiți atenți și scrieți răspunsul corect în comentarii. Dar acum, atenție la tablă! Cine vrea să iasă primul? Toți vor, din câte văd. Cred că mi-am dat seama cum se rezolvă. Bine, ieși! Rezolvă primele trei exemple. Scriitor minus scriitor. Plus soare. Scris soare. Mm-hmm. Alexandru, ești de acord? Da, da. Soare, scris soare. Da. Grădină minus ă. Plus iță. Mm-hmm. Mai departe. Omuleț minus uleț. Plus enire. Omenire. Bine, treci la loc. Acum Alexandru. Nu știu de ce, dar nu mă mir. Mai departe. Bravo, Alexandru! Treci la loc! Bravo! Toate exemplele lui Alexandru sunt greșite. Vă rog frumos, abonați-i, rezolvați și scrieți răspunsul corect în comentarii. Eu am pregătit pentru voi acest exercițiu, dar aveți de rezolvat datorită lui Alexandru și acestea trei. Uf, simt că greu o să-mi fie în clasa aceasta. Clar, agenda necompletată la Alexandru. Ce notă să-i pun? Dar hai să ne jucăm în jocul tăcerii. Cum se joacă? Simplu, să nu vorbim. Cine primul vorbește, pierde. Bine!
Elevi, aveți pe tablă un cuvânt. Trebuie să-l citiți în glas și să ziceți ce înseamnă. Sofia, arăți corect, dar acum citește. Alexandru, poate tu încerci? Alexandru, ce? Mu, mu, mu. Sofia, hai tu. Te doare în gât? Poate ați obosit. Poate să vă dau telefonul, să vă jucați un pic. Da, iată cu aceasta trebuia să începeți. Ha, ai pierdut. Nu-mi pasă, important că voi primi telefonul. Aha, acuș. Deci, ce aveți de făcut? Cine dintre voi, timp de 5 minute, va alcătui mai multe cuvinte din literele cuvântului universitate, va primi nota 10. Timpul? Abonații tot participă. Timpul a expirat. Alexandru, citește cuvintele. Un, vers, unitate, unire, stat, ren, vineri, statut, tata, versiune. Bine. Alexandru, câte cuvinte ai scris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum Sofia, citește. Dare, unire, ei, tu, eu, iute, ietate, tren, vineri, stea, stare, sunete, reviste, invers. Bine. Și câte cuvinte ai scris tu, Sofia? 14. Bravo, Sofia! Nota 10. Dar pentru abonați am pregătit cuvântul indiscutabil. Scrieți cât mai multe cuvinte din literele cuvântului indiscutabil în comentarii și veți primi note în formă de inimioare. Pregătiți-vă pentru următoarea lecție. Acum avem biologia. Avem aici polul nord, dar aici, Alexandru? Polul sud. Da. Sofia, ce avem aici? Pustiu. Corect. Sau deșert. Și aici aveți imaginea animalelor care locuiesc o parte din ele în pustiu și o parte la polul nord. Alexandru va fi primul care va ieși la tablă și va repartiza animalele care trăiesc la polul nord. Dar de ce Alexandru mereu primul? Bine, Sofia, ești tu prima și grupează animalele care trăiesc în deșert. Alexandru, ești de acord? Da. Acum ești tu. Nu, degeaba am ales să fiu ultimul. Aici au rămas doar animalele care trăiesc la polul nord. Bine, Alexandru, bravo! Șmecher, aici avem cămilă, vulpe de deșert, scorpion. Dar ce animal este acesta? Scrieți în comentarii. Să trecem la animalele de la polul nord. Din nou avem vulpe, ren, urs polar. Și cine este acesta? La fel urmează abonații să scrie în comentarii. La arta plastică ați avut de adus acuarele, pensule, foi, pentru a desena astăzi portretul unei
femei inteligente. Portretul meu. Eu să desenez mai frumoasă decât este, ca să iau notă 10. Corect să desenezi cu creionul și apoi să colorezi. Ba nu, eu deodată frumoasă am să o fac. Elevi, eu sunt pregătită. Control. Ambele lucrări sunt minunate. Ce ziceți? Alexandru merită nota 10. Priviți cât de blândă sunt aici, cu zâmbetul pe buze, exact așa cum am pozat. Sofia, tu mă vezi pe mine așa de rea? Chiar așa de rea sunt? Ba nu, sunteți inteligentă. Sofia. Bine, eu zic că ambii ați meritat nota 10. Următoarea lecție nu o să o facem. Bine? Plecați acasă. Yeah!